În primul capitol din cartea Apocalipsa ne este prezentat Domnul Iisus Hristos, Cel care a biruit moartea, este viu în vecii vecilor, și la final, după ce este prezentat acel tablou splendid, Mântuitorul spune că ține în mâna Lui slujitorii, îngerii bisericilor, și bisericile sunt în jurul Lui și El este în mijlocul lor. Este un tablou extraordinar care ne arată cât de valoroasă este biserica în ochii Domnului Iisus Hristos. În seara aceasta, vineri seara, cum am obicei, aduc în fața voastră slujitori deosebiți. Pentru seara aceasta, permiteți-mi să le spun bun venit fraților Dragu, mulțumim, Petrică și Beniamin. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți. A fost greu, sunteți obosiți la sfârșit de săptămână, cum este? Nu, suntem ok. Mai ales noi tinerii, da, am înțeles. Nu, avem cum să fim obosiți. Avem condiții. Avem condiții, avem de toate, cum ești venit. Bine, slavă Domnului. Da, cu gândul la slujirea care începe duminică și în fiecare exact. Zi. Pentru că vorbim de slujitori și sunteți slujitori, o să încep direct. De ce ați ales să slujiți biserica? Cred că nu a fost o alegere a noastră, a mea, deci cred că a fost o chemare a lui Dumnezeu, ținând cont că eu nu m-am născut într-o biserică neoprotestantă, ci mă întorc la Dumnezeu prin anii 80. Cred că a fost ceva mai special, ceva, ceea ce a venit de la Dumnezeu. Și îi mulțumesc lui pentru invitația asta de a veni și de a sluji biserica Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. La tine a fost un pic diferit ca la tata, deci atunci tu vin din familie de slujitor, deci exact. Ai ales să slujești biserica. Datorită chemării lui Dumnezeu și apoi datorită faptului că am înțeles cât de important e să te pui la dispoziția Domnului și să fii colaborator, așa cum spune Apostolul Pavel, în lucrarea lui Dumnezeu. Este o lucrare care ne responsabilizează și în același timp este o lucrare care ne onorează, pentru că este un privilegiu să fii un slujitor al lui Dumnezeu, un slujitor al bisericii. Acum le-ai zis chiar fain, așa cum trebuie să le zici, dar crescând în casă de slujitor, bănuiesc că ai umblat prin biserici destul de mult. Da. Ai văzut doar bune, frumoase și ce ai zis, wow, ce faină este instituția asta, ce m-aș bucura să slujesc aici. Am văzut lucruri bune, chiar foarte bune, și asta, în primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu și apoi tatălui meu, datorită faptului că a fost un slujitor înțelept, care a știut să păstreze problemele puțin în intimitate și să nu le facă publice, mă refer la nivelul familiei. Însă, crescând în biserică, m-am izbit și de partea cealaltă, mai puțin frumoasă, provocările bisericii. Însă am înțeles în același timp faptul că, indiferent de greutatea slujirii, provocarea slujirii, cei ce sunt chemați de Dumnezeu trebuie să facă lucrarea cu scumpătate, conștienți fiind că într-o bună zi vor primi răsplată din partea lui Dumnezeu. Văd că mai mult vă legați de Dumnezeu bisericii decât de biserica lui Dumnezeu. Asta îmi spune ceva. Spune-mi, Petrică, toți visăm la biserica de dincolo. Mireasa lui Hristos desăvârșită, biserica de aici, de pe pământ, este cam la fel ca biserica de dincolo? Evident, nu, sau depinde din ce perspectivă ne uităm. Biserica absolută, perfectă, este dincolo. Deci este o biserică, să spunem așa, sub soare și una dincolo de soare. Corect. Însă ne bucurăm că aparținem bisericii, suntem în biserică și este... De fapt, pentru că ați pomenit cuvântul mireasă, deci ceea ce m-a făcut pe mine să mă hotărăsc pentru Dumnezeu, pe un drum al Damascului meu personal, a fost chiar expresia pe care dumneavoastră ați pomenit-o, citind în cuvântul Domnului. Când cineva s-a apropiat de mine și într-o evanghelizare personală mi-a vorbit despre mântuire, dar ceea ce m-a determinat să mă hotărăsc a fost spusele lui, zicând la un moment dat că îl citesc pe fratele respectiv, pentru că totul se va termina cu o nuntă a mielului în veșnicie. Nu vrei să fii și tu acolo?
Și am spus, opa, da, vreau să fiu, să fac și o parte din mireasă. Și a fost momentul în care eu m-am întors la Dumnezeu. Venind dintr-o familie puternic, influențată tradițional și așa mai departe. Poate mai târziu o să spun ceva. Da. Ne întoarcem la astea. Și, bun, intrăm în slujire, pentru că una este să devii parte din mireasa lui Hristos ca mântuit și cu totul altceva este chiar să intri în slujire full-time, așa, să slujești biserica. Eu am auzit mulți slujitori vorbind despre greutățile slujirii și probabil că lista este lungă, nu știu dacă așa de lungă ca lui Pavel, dar lungă. Poți să-mi spui câteva din bucuriile slujirii? Care sunt părțile frumoase în slujire? Deci, frate Viorel, eu pot să vă spun că am avut așa un har mai special să slujesc, ia că sunt 26 de ani de când slujesc o biserică, în frumoasă Valea Timișului, deși că am fost ordinat în 88, că când mai vorbesc despre lucrurile astea, să spun că am fost născut de două ori, botezat de două ori, ordinat de două ori, licențiat de două ori. Și vreau să vă spun că am avut harul să slujesc biserica asta din Vălișoara și în cei 26 de ani de slujire nu am avut probleme, să zic așa, majore. Adunările generale au fost adevărate servicii de închinare înaintea lui Dumnezeu. A fost o biserică matură, o biserică înțeleaptă, o biserică duhovnicească și nu m-am confruntat cu probleme în biserica locală unde slujesc. Pe care le-am auzit pe la alții. Pe la alții, da. Nu știu, probabil că Dumnezeu știind că sunt mai sensibil, mai emotiv, mai fragil, cred că m-a ferit de lucrurile acestea. Să știi că ai zis-o foarte frumos și înțelept. În loc să bravezi că tu ai fi fost mai special decât alții și că datorită ție, așa zic și eu. Uneori cred că Dumnezeu m-a ferit pe mine că a știut că nu pot duce, poate anumite lucruri. Cum e? Că nu ești în aceeași biserică. Nu suntem. Biserici diferite, însă, dacă e să răspund la întrebarea dumneavoastră, aș spune în felul următor. După 10 ani de slujire în aceleași biserici, uitându-mă în urmă, dau slavă lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu m-a folosit și se văd roade, rezultate, botezuri aproape în fiecare an, aproape în fiecare biserică pe care o slujesc. Oameni care s-au întors din nou în biserică, aici deschid o paranteză spunându-vă faptul că atunci când eu am intrat în slujire într-una din biserici, am descoperit următorul aspect. 50 de persoane erau excluse din biserica respectivă. Și Duhul Domnului mi-a pus pe inimă, zic eu, un gând bun împreună cu frații din comitet. Am hotărât în anul respectiv să mergem să-i căutăm pe cei excluși. E adevărat că unii ne-au respins, au refuzat să comunice cu noi, dar au fost și persoane care au arătat deschidere și câteva sunt în biserică după lucrarea asta deosebită. Și este, zic eu, o lucrare care a dus bucurie în inima mea și cu siguranță și în inima lui Dumnezeu. Deci oile pierdute merg de căutate. Trebuie. Trebuie. Așa face și Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă unele grase care împung, nu toți ne-au învățat să le păstorim și pe ele. Că poate unii sunt pe din afară pentru că alții mereu le-au călcat în picioare pășunea, le-au tulburat apa. Tocmai în ideea care ziceam, dacă sunt mai grași și mai puternici astăzi, în loc să-i dau slavă lui Dumnezeu și să-i ajut pe ceilalți, mai dau cu capul și împing pe cei firavi. Da? Deci din 10 ani de slujire full-time și o viață trăită lângă cel care slujește, din aproape o viață de slujire, nu acolo, 20 de ani, 28, 30 de ani, ați recomanda unui tânăr să intre în slujirea aceasta full-time? Evident că da, m-aș recomanda lucrul ăsta și chiar o fac, pentru că este ceva deosebit, ceva special să fii implicat în lucrarea de slujire a Bisericii Domnului Iisus Hristos. Cu toate că
nu știu, un fenomen care îl trăim cu toți astăzi, din ce în ce tot mai puțin tineri aud chemarea, simt chemarea de a se implica în Biserica Domnului Iisus Hristos și să slujească. Bun, acum îmi vine în minte ceea ce spunea cineva, cred că chiar într-o emisiune de-a noastră, că frământarea lui este cheamă Dumnezeu mai puțini sau mai puțini aud chemarea lui Dumnezeu sau mai puțini răspund chemării lui Dumnezeu. Hai să-i dăm partea grea lui Beni, că noi așa dăm greutățile la tineri. Sunt un tânăr din biserică. Ca să nu îți îngreunez viața, sunt un tânăr din biserică și chiar serios în relația mea cu Dumnezeu. Convinge-mă să mă implic 100% în lucrarea lui Dumnezeu în slujire. Păi, în primul rând, cred că ar trebui să prezentăm tinerilor răsplata pe care Dumnezeu oferă unui om care se pune la dispoziția lui. Și apoi, bineînțeles, păi trebuie să le vorbim. Stai, nu mă lua chiar așa naiv. La păstori nu prea, băi. Deci salariile păstorilor sunt micuțe. Hai să vorbim așa, nu? Răsplătirile de dincolo. Deci iar răsplătirile la viața veșnică. Nu, deci vorbind deschis, din punct de vedere financiar, nu prea poți să spui unui tânăr că are ceva de oferit lucrarea de slujire. Nu știu, deci eu vorbesc în cunoștință de cauză, dacă vorbim de salariile păstorilor din România, probabil cu câteva excepții sunt salarii modeste și pensiile sunt modeste, ca să ne zicem. Deci financiar, nu știu dacă mă poți convinge, când societatea mi oferă alternative. Este adevărat, dar mă gândesc și la partea cealaltă și citesc pe cineva care este în viață, care a spus în felul următor: salariul este mic, dar Dumnezeul este mare. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu mare care poartă de grijă și pot să spun lucrul acesta uitându-mă la anii de slujire. N-am avut, să zic, material, posibilitatea altora și bisericile pe care le slujesc le pot pune între bisericile așa ca și potență financiară la mijloc, nici jos, nici sus. Mă uit la alții care au avut un har special din punctul ăsta de vedere, dar uitându-mă în viața mea și în dreptul meu, văd purtarea de grijă a lui Dumnezeu, văd binecuvântările pe care le-a revărsat zilnic, lunar, anual, în viața mea și pot să spun atât: Doamne, slavă Ție! Și cred că prin exemplul meu personal aș îndemna pe tânărul acesta sau tinerii aceștia să facă pasul înspre slujire, înspre lucrarea lui Dumnezeu. E adevărat, nu există o răsplată imediată, să zic așa, dar pe întindere, dacă te uiți în viața unui slujitor, fiecare, fără excepție, au fost binecuvântați de Domnul, cu sănătate, familii frumoase. Ne gândim și la promisiunea pe care Dumnezeu o face prin cuvânt și omul lui Dumnezeu spune așa: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios, dar trebuie să fim și noi credincioși Lui în același timp. Bun, hai că mă întorc la taică. Zi-mi un pic de unde ai venit, ca să știu de unde ai lucrat în lucrare, ca apoi îți spun următoarea întrebare. Vă referiți la momentul întoarcerii? Viața, okay. Viața, ce făceai, okay. Ce lucrai, ce... Din moștenirea asta biologică, genetică, sau cum să mă exprim, sunt un om foarte bolnăvicios, foarte bolnav și la 3 ani, la spitalul lui Sturcanu din Timișoara, medicii mi-au spus că viața mea este sub semnul întrebării. Am avut o bronșită astmatică puternică și mi-au spus că toată viața o să am problemele astea pulmonare. Însă la vârsta de 3 ani s-a întâmplat ceva, Dumnezeu a intervenit, a fost mâna lui Dumnezeu și pur și simplu am scăpat de bronșita asta astmatică. A fost o intervenție, zic eu, privind puțin peste umăr, a lui Dumnezeu. Evident, de multe ori am fost la un pas de a pleca din lumea asta, Dumnezeu n-a îngăduit înainte de a mă întoarce la Dumnezeu. În anii 80, Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod cu totul special. Întoarcerea fiecăruia este ceva special, ținând cont că
eram tânăr cu perspectivă, venind dintr-o familie destul de înstărită la nivel de comunitate, a unui sat bănățean de munte, cu mult pământ, avere, cu perspectivă. Tractoare. Da, am avut tractor și pe vremea lui Ceaușescu, așa, specifice timpului. Ei, pe drumul la Dumnezeu mi-a mișcat inima, m-am hotărât pentru el, am venit acasă, am spus familiei, mamă, tată, să știți că vreau să vă aduc o veste bună. Mă așteptau să vadă ce veste, că așa, cum am fost de fragil, totuși am fost destul de ștrengar, așa. Mai spălgeam geamul pe la școală, mai una, mai alta. Se întâmpla, înțeles. Na, și erau cu gura căscată să audă vestea. Că au și o veste bună, totuși. Au și o veste bună, de la Petrie. Păi, m-am hotărât să mă pocăiesc. Deci, în momentul ăla, s-a declanșat jihadul în familie împotriva mea, deci toți s-au... Părinții oameni religioși? Foarte religioși, foarte religioși. Tata Epitrop, verișorii mei primari, toți sunt preoți în Biserica Ortodoxă. Probabil că și pe mine m-a așteptat astfel de carieră. Dar Dumnezeu a schimbat macazul, tata un om simplu, dar un om destul de citit, destul de matur. Vremea lui erau acele doxuri pe care le citea, era destul de informat, dar puternici, ancorați în biserica istorică. Na, și a pornit o persecuție furibundă prin ai mei, prin rudenii, influențe, să mă determine să renunț, pentru că îi fac de rușine și ei, n-am renunțat, a fost o perioadă foarte grea din viața mea, foarte grea, extrem de grea, însă vreau să vă spun că tânjesc după pacea care am avut-o atunci, bucuria și înălțarea... Locuiai împreună cu ei? Locuiam împreună cu ei și acum locuiesc împreună cu ei. Eu mă vesc mult. Și atunci părinții, probabil că erau chestii zilnice. Zilnice, deci o tracasare greu de pus în cuvinte. Na, și Duhul Domnului a spus, roagă-te pentru ei, roagă-te pentru ei. Și am început să mă rog pentru ei, deja am început să merg la biserică, am fost foarte bine primit în biserica baptistă pe care și dumneavoastră ați văzut-o de câteva ori. Și prima care s-a întors la Dumnezeu a fost sora mea, care era studentă la Institutul Agronomic din Timișoara. Ea s-a întors prima, o femeie, o fată foarte frumoasă atunci, curtată de foarte mulți tineri, a renunțat la bijuterii. Într-o sâmbătă venind acasă, mi-a spus cu lacrimi în ochi, Petrică, vreau să merg pe calea pe care a început să mergi. Ea a mers în Timișoara la ceva biserică sau? Nu. Nu a mers. După aceea a început să meargă... Și cum, acum sunt curios, cum a dat ea de Dumnezeu? Cum a luat hotărârea asta? Cred că a fost o intervenție specială a lui Dumnezeu în inima ei și nu aș vrea să mă scot în față că nu-mi stă în caracter, dar cred că Dumnezeu a luat aminte și la lacrimile mele, postul meu, da, jertfa pe care am adus înainte lui. Na, s-a întors la Dumnezeu, a renunțat la bijuterii pentru că aveam posibilitățile astea. Omenește vorbim, era a doua lovitură pentru părinți. A doua lovitură, puternică, zdravână. Și eram deja doi contra doi. Eu, sora mea, mama și tata de cealaltă parte. Și am continuat să mă rog și vreau să vă spun că într-o perioadă relativ scurtă, de maxim 2 ani de zile, s-au întors toți la Dumnezeu și a fost o priveliște și un impact deosebit atunci în anii 80 în comunitatea noastră, că familia noastră s-a întors la Dumnezeu. Frații m-au iubit, m-au implicat în slujire imediat, eram oarecum privit mic evanghelist al zonei, deși că mă simt foarte bine pe palierul evanghelisării și aici am slujit foarte mult în țară și în străinătate. Apoi a urmat ordinarea despre care v-am spus, ca diacon în 4 biserici, președinte de comisie, fratele Busioc, Belge, care acum în Australia. În 91 am oprit slujirea, dându-mi seama că am foarte multe lacune în ceea ce privește cunoașterea Evangheliei, a
homiletici, a predicare și m-am dus la zi și am făcut 4 ani. Și în 95 am fost reordinat, că de-am spus că am fost ordinat de 2 ori. Și am pornit în lucrarea lui Dumnezeu. Hai că ne întoarcem la tine. Bine, când îl asculți pe tata, bănuiesc că nu îl asculți prima dată, când îl asculți pe tata povestind toate chestiile astea, ce sentimente trăiești? De bucurie? De necaz? Că n-ai trecut și tu pe acolo, amestecate? Da, la mine puțin povestea este diferită și datorită faptului că m-am născut într-o familie de creștini baptiști, familie de slujitori. Și dacă în cazul tatei tata s-a rugat pentru părinți, în cazul meu lucrurile au stat puțin altfel. Ei s-au rugat pentru mine și îi mulțumesc Domnului pentru aportul considerabil pe care, în mod special, tata l-a avut în viața mea, încă din fragi de copilărie, și eu am avut o copilărie așa mai ștrengărească. Dau și o informație la origini undeva în istoria noastră. A fost un haiduc celebru în genealogie, Mantu. Da, da. Și ceva și se pare de... că a rămas ceva un din... Un pic așa, da, un pic. O genă. O genă acolo. Da. Dar am spus și altora, spun și de data aceasta, în primul rând Dumnezeu, apoi tatăl meu, pentru care îi mulțumesc Domnului datorită faptului că în momentele, să zic așa, provocatoare ale vieții, de preadolescență și adolescență, când ispitele erau foarte mari și foarte multe, a știut să mă corecteze, să fie lângă mine, să mă sfătuiască, să intervină. Nu i-am mulțumit, cred că niciodată, prima dată când... O poți face așa... în direct. Ce mi-ai spus, să te pot chem mai repede la emisiune. Exact. Asta, scuze-mă, nu știu de ce în lumea evanghelică avem boala asta, încă o avem, că nu știm să spunem adevărul și să mulțumim frumos. Nu știu, tot chestia aia, să nu-i spui că să nu se umple de mândrie, asta fac și oamenii din biserici. Mm. Și eu de multe ori m-am gândit, când spune cineva, domne, să nu... Am spus, măi, una e lauda și alta se spui adevărul. Exact. Dau un exemplu. Dacă băiatul tău termină cu 10, da? La școală. Păi dacă eu mă duc și spun felicitări că ai luat 10, el ce să spună, știi? Clasic, păi nu, că el ar trebui să spună mulțumesc frumos și dumneavoastră și lui Dumnezeu care m-a ajutat. Păi el dacă spune că n-a luat premiul întâi, minte, știi? N-are voie să... Dar noi nu știm să tratăm. Și uite, Pavel, cât era de dur. Câte mulțumiri avea pentru colegi, pentru frați, exact, pentru toate. Deci poți să o spui mai des și cu mulțumesc, da, frumos. Adevărat. Cu nevasta sper că procedezi diferit. Categoric. Bun, mai ai învățat lecția. Bun. Exact. Scuze că te-am întrerupt, da. Nu e nicio problemă. Și în contextul ăsta, la mine lucrurile au stat diferit față de istoria întoarcerii tatălui, chemării lui în slujire. La mine a fost ceva mai lipsit, să zic așa, de senzațional, dar prin cuvânt și chemarea asta pe care am primit-o din partea Domnului, am simțit-o, a fost confirmată de biserica locală. Și apoi un pic, să zic așa, există o oarecare asemănare între ceea ce a urmat în dreptul meu, așa cum a fost și în dreptul tatălui meu. Frații m-au primit bine în Biserica Baptistă din Bolvașnița, m-au pus în slujire, m-au folosit cu toate lacunele la începutul slujirii. Și în cele din urmă... Bun, atunci eram buni noi, trebuie să recunosc. După asta ne-am dat seama că nu știm, dar la început știam. Da. Ne-au hotărât să mă trimită la institut. În 2006 s-a întâmplat, până în 2010, când am finalizat perioada asta de studii. Și apoi, chiar dacă au fost și alte oferte, Dumnezeu mi-a deschis inima înspre biserica locală în care am crescut, m-am format biserica din Bolvașnița. Da, asta e curios pentru mine, mă gândeam și acum mi-ai ridicat-o la fileu. De ce ați rămas amândoi la biserici de țară când ați avut și alte posibilități? Că e clar că le-ați avut. Da, și le veți avea. În cazul meu, chiar că era un vid de slujitor când am terminat, era nevoie de slujire și recunosc că am avut invitații de a merge păstor în diferite orașe, fiind vidul ăsta de slujire. Să nu știu, ceva... lăuntric m-a făcut să resping toate astea, să refuz toate invitațiile astea și să rămân în zonă. Eu sunt un om sentimental, emoțional și sunt foarte legat de glie. Mă regăsesc într-una din poeziile lui Goga când spunea la un moment dat: de ce m-ați dat de lângă voi
De ce m-ați dat de acasă? Să fiu rămas la plug, la voi, să fiu rămas la coasă. Și am rămas în contextul ăsta. Deci eu îmi câștig existența muncind pământul. Mă rog Domnului ca să mă ajute ca nu cumva pământul să mă muncească pe mine. Iubesc foarte mult. Ai zis câteva maxime în emisiunea astăzi. Iubesc foarte mult glia, vatra, satul, cimitirul, relieful. Sunt foarte, am văzut foarte multe țări, ca și dumneavoastră, ca și oricare, dar niciunde nu m-am simțit așa de bine ca în vatra satului meu. Cu limitările care sunt acolo, cu minusurile care sunt acolo. Te iubesc foarte mult. Când mă uit spre Țarcu, spre muntele mic, așa simt o reconfortare psihică, spirituală. Cred că fizică. Unora deja vă vine să vizitați zona. Eu pot să vă spun că e o zonă frumoasă, merită să faceți o vacanță pe aici. Și un lucru, eram undeva cu câtva timp în urmă, mă întreabă cineva unde ești. Zic, sunt acolo. Ce vezi că se mănâncă bine acolo. Deci, și aici, dacă veniți, toată problema este, dacă vreți să nu luați plasă, să întrebați de la început câte feluri de mâncare sunt. Altfel o să vină primul fel, o să credeți că aia e tot și după asta chiar o să regretați. Bun, tata, legat de glie și toate cealaltă. De ce ai rămas tu la Biserica de Țară? Eu pot spune că am fost legat de voia lui Dumnezeu. Chiar dacă, după cum spuneați dumneavoastră, au fost oferte și invitații de a sluji la biserici mari, atât în țară cât și în afara țării, am căutat în slujire să fiu în voia lui Dumnezeu. Și apoi vă mărturisesc și partea asta a lucrurilor legate de faptul că am văzut iubirea fraților pe care îi slujesc, deschiderea lor, faptul că sunt prețuit aici și felul în care se raportează la mine, m-au cucerit, să zic așa, și m-au făcut să rămân în bisericile pe care Dumnezeu mi le-a dat. Oh, poate pentru unii care mă urmăriți și sunteți membri în biserici, n-ar fi rău să notați chestia asta. Un slujitor se gândește de 2-3 ori înainte de plecare dacă în locul în care slujește este iubit, este apreciat, chiar dacă nu este perfect, este încurajat, oamenii se roagă pentru el. Dacă vreți să scăpați de slujitor, poate că e bine să-l criticați mereu și mereu și s-ar putea să rămâneți surprinși într-o zi că nu o să mai aveți pe cine critica decât pe voi înșivă. Asta, scuzați paranteza. Spune-mi cum te-ai căsătorit. Păi, asta s-a întâmplat prin anii 83-84. M-am căsătorit cu o tânără din biserică. Tânăr te-ai căsătorit? Da, tânăr. Și da. Cum ai convins-o? Da, sunt curios că nu toate fetele sunt ușor de convins. Acum tu, da. Băiat drăguț, am înțeles, toate celelalte, erau deja părinții pocăiți? Acum da. Acum da, erau pocăiți, da, deci nu mai erau probleme din familie. Nu mai erau probleme, dar pur și simplu a fost ceva așa mai, cum să vă spun, mai... nu cu mult tam-tam, cel puțin eram în anii 80, nu știam ce era Facebook, internet, la televiziune, știți că nu aveam acces, așa. Am dus, am cerit-o de nevastă și... Ia, a zis, da, fată tot legată de glie, din zonă. Da, da, sigur, sigur. Bine. Da, din sat. Din sat. Asta, da. Asta e bine. E da. Statornic. Și consecvent principiul. Consecvent, ca, consecvent. La alții singura constantă este schimbarea. La tine no. E altfel. Și am rămas cu o chestie în minte. Sora ta, cu atâtea posibilități de măritiș, nu știu ce, fată frumoasă, cu tare, în lumea din afara bisericii, a hotărât să se împace cu Dumnezeu. S-a căsătorit? Da, s-a căsătorit. E stabilită în Suedia și trăiesc acolo. E asistentă medicală. Deci Dumnezeu și nu i-a rămas datornic pe chestia asta. Sigur, i-a dat sigur, un da, băiat da. Bun. Bun, am vrut să ajung la chestia asta cu căsătoria, pentru că diferențe între voi. Tu te-ai dus la școală neînsurat, bănesc. Exact. A, simplu, ți-ai luat geanta cu tine, unde erai tu și geanta era tot și părinții îți trimiteau pachete dacă era nevoie. Ce a zis nevastă? La câți ani de căsătorie te-ai dus să faci teologie? La zi? Păi la zi, dar a fost un preț care a trebuit să-l plătească. Generația mea, cred că unul sau doi dintre colegi erau necăsătoriți, restul toți eram cu armată, au făcut 2-4 copii, deci am fost o generație destul de matur din perspectiva asta.
I-a fost foarte greu. Majoritatea erați în slujire deja? Eram în slujire, da, eram în slujire. Și n-a fost ușor, a rămas veneai cu doi fiecare copii. Weekend acasă? Da, mă ducem la fratele tău și la fratele tău, trebuie să mă duc să pun grâu, trebuie să mă duc să seamăn porumbul, trebuie să mă duc... Gata, nu, Pătric. N-a prea auzit chestii de genul ăsta. Dar să știți că am găsit îngăduință și când am aflat știrea că fratele este în suferință, am vizualizat toate, așa, în puterea imaginației, întâlnirile mele și cu fratele Talpo și în cei 4 ani de slujire și înțelegerea care am găsit. A fost aproape sufletește. A fost aproape, studenți, da. Și aproape de noi, pentru că dormitorul nostru a fost în zid cu locuința dânsului. Și venea seara pe la noi, am avut o relație amicală, deci foarte bună, frățească, părintească, pedagogică. Așa a fost și cu noi. Deci asta a fost partea bună. Locuia acolo, venea, ne rugam împreună, discutam, ne sfătuiam. Deci profesor uneori și părinte și toate cealaltea a fost o chestie frumoasă. Deci greu înainte de a merge la institut, în timp ce ai fost la institut și după institut l-a dus nevasta. Da, da. Păi asta este, da. S-a plâns vreodată să o auzi? Nu, s-a plâns cu voce tare, probabil că în suflul tău poate că o fie. Acum ce îi spune domnului, fiecare are o relație personală cu Dumnezeu. S-ar putea să fim surprinși, vorbim că nu e aici. Eu am vorbit cu slujitori, știți, când vorbesc cu ei și soțiile lor și câteodată găsesc și neveste de păstor, dar nu prin zona noastră, care au așa un duh de nemulțumire, că nu așa, și n-ar prea trebui să aibă, Domnul să-l ierte și pe ele și pe mine, da? Și găsesc persoane, soții de slujitori, care au dus greu foarte mult și aș aștepta, că în emisiunile mele, dacă eu sunt deschis și oamenii sunt deschiși, și mai prind eu așa, și oamenii se mai scapă, așa să spună adevărul. M-au surprins că unele, cu atâta bucurie, spun, nu, domne, asta am înțeles că mi este chemarea mea. Să mă îngrijesc de soț, să mă îngrijesc de gospodărie, să mă îngrijesc de copil. Dacă o trebuie să tai lemne, am tăiat eu lemne, că el a fost la priveghi, la mormântare, dacă așa era și mama. Deci tata, un om foarte harnic, dar nu le putea face pe toate. Ce credeți, că mama a stat până vine tata de nu știu unde ca să... O pus mâna pe topor, o tăiat lemne, o tăiat găina, dacă nu am tăiat-o eu, o dat la vacă, la ce-o putut. Da, tata, da. Când a venit acasă, a făcut tot ce a putut, dar încă o dată, mama și multe altele au spus, asta este chemarea mea și mulțumesc lui Dumnezeu. Musafirii, mai duceai pe acasă? Da, evident. Cu câte zile o anunțai înainte? Păi când s-a putut, am anunțat-o din timp. Ar fost însă și surprize când asta păi ne oferă viața. Surprins, și, da. Na. Dar ținând cont că am avut ce pune pe masă întotdeauna, așa cum spunea și Beni, Dumnezeu ne-a binecuvântat munca mâinilor noastre, că și acum avem animale, cu asta ne ocupăm și... Na, dar, okay. Copil de slujitor, ai avut frustrări, lipsuri, așa, nemulțumiri în viață, că dacă tata n-ar fi păstor, ce aș fi putut? Să schimbăm puțin registru, pun ghilimelele de rigoare. O frustrare a copilăriei mele a fost frustrarea legată de faptul că veneau colegi la tata și aveam pretenția să fiu și eu la masă împreună cu ei. Și au fost momente în care n-aveam acces la masa respectivă. Dar în rest nu. Nu că nu era mâncare. Era mâncare, dar știți cum sunt copiii sinceri și... Da, da, bun. Și erau lucruri care atunci nu trebuia, da, să, exact, le auzi, să le cunosc, le știu, categoric. Pavel spunea că nu ți-am ascuns nimic din ce ți este de folos. Exact. Ce vă este de folos, da. Exact. Bun, hai ca să nu rămână soția ta supărată că pe tata l-am lăsat să spună cum s-a însurat, ia zi tu. La mine viața de familie a început cu o nuntă. La o nuntă am cunoscut-o pe soția mea. S-a legat așa o frumoasă relație de prietenie. Adică tu ai pus ochii pe ea sau eu pe tine? Păi cred că eu am pus ochii pe ea. Dar ce ți-a atras atenția? Simplitate, seriozitate. A fost o... La o nuntă, poți vedea, da, asta? Da, da. O tânără foarte serioasă. Nu, că la nuntă, domnul, să ne ierte. Și în contextul de în care... Nuntă, știi, care să ieșim mai în evidență. În contextul în care ea slujea în biserica de care aparținea, era solista fanfarei din biserica respectivă și cu toate astea am văzut
seriozitate, simplitate, o femeie după voia lui Dumnezeu și slavă Domnului că mi-a deschis ochii, am văzut-o când trebuie. Dumnezeu a lucrat în așa fel încât relația asta de prietenie să se concretizeze prin căsătoria noastră și de la căsătoria asta vrem să ajungem și la nunta mielului. Amin. Pot doi tineri serioși din biserică să aibă o prietenie serioasă? Dacă sunt serioși, da. Eu de asta am întrebat, că sunt și tineri care au pretenția că sunt foarte serioși, dar... Da, depinde de... Eu știu, bariera sau barierele pe care ți le pune. Care a fost reacția ei când a știut că e slujitor și că va fi soție de slujitor? Păi, n-am întrebat-o niciodată, dar cred că s-a bucurat. Din moment ce a zis da, da? Mă gândesc că da. Adică, bun, hai că acum, gata, discutăm despre ea, o să ne ierte ea, dar ce presupunem noi? N-a zis nimic, i-a plăcut de tine, v-ați căsătorit, care a fost apoi atitudinea ei vis-a-vis de tine în slujire? A fost un sprijin pentru mine. A, deci n-a bombănit tot timpul că una... Că... Acum, după cum bine cunoașteți faptul, întotdeauna casa noastră a fost o casă primitoare de oaspeți și în urma ceea ce se vede e muncă, în special noi locuim de o vreme în Caransebeș, nu mai locuim împreună cu familia. Însă, fiind singuri, bineînțeles, greul din punctul ăsta de vedere al primirii de oaspeți, l-a dus ea. Da, și arată știi, disponibilitatea. Bănuiesc că știi care e singurul lucru care mă deranjează la soția ta. Puteți să-mi spuneți. Că se pregătește prea mult. Da. Deci, nu, e un defect. Da, nu pot să le spui din timp. Deci eu mai fac chestia asta, nu o să spun unde stați ca să nu se prindă alții, dar eu dacă trec prin zonă, mai bine intru așa 10 minute. Îi sun cu 5 minute înainte, cu 10 minute înainte. Ești pe acasă? Dacă nu, domnul este bine cu mine. Dacă sunt pe acasă, mă duc, că nu are timp. Atunci, știi, că altfel s-ar duce prin oraș, ar face, vine cu coșul plin, cu nu știu ce, și pe mine mă interesează să... Ne bucurăm, e o bucătăreasă excelentă, deci mă bucur de chestia asta. Nu că nu-mi place ce face, dar nu merită atâta zoală pentru ce, că noi în 5 minute mâncăm. Ea nu... Părinții ei nu sunt în străinătate. Ba da. Și nu era mai convenabil pentru ea să fie în vest decât în România. Păi cred că cel mai convenabil i-a fost să fie acolo unde a vroit Dumnezeu, adică lângă mine și în slujire. Da, e bine. E încă un lucru, chiar un lucru interesant. Nu știu dacă foarte multe fete ar face chestia asta, să lași totuși o altă societate, o altă... Apropo de chestia asta, de ce spun că merită și noi să le spunem mulțumesc frumos soțiilor și să apreciem? Nu neapărat toate să le facem public, să zică lumea că ne dăm mare, dar măcar atunci când avem ocazia în privat. Dar câteodată e mai bine să știți și dumneavoastră care poate vă rugați mult pentru noi, să vă rugați și pentru soțiile noastre și când ne mulțumiți nouă, să vă gândiți să le mai mulțumiți și lor, că parte din greu sau marea parte din multe greutăți le duc ele. Mi-am adus aminte de un coleg care era pe câmpul de misiune și mi-a spus foarte deschis: dacă soția mea nu era lângă mine, nu mai eram aici și nu mai eram în slujire, pentru că atâtea greutăți, spre deosebire de tine, la el a fost puțin diferit, așa a îngăduit Dumnezeu, și în momentul în care a vrut să dea de pământ cu toate, a venit soția și a spus: auzi, eu am venit aici lângă tine să îndur tot greul de dragul lui Dumnezeu și pentru că am înțeles asta. Nu mergem niciunde, aici ne-a chemat Dumnezeu, aici rămânem, plătim prețul, eu sunt gata să-l plătesc împreună cu tine și Dumnezeu a folosit-o pe ea și au rămas. Deci ele au meritul lor și mereu spun că un slujitor trebuie să aibă chemare pentru slujire și o soție de slujitor trebuie să aibă chemare pentru slujba aceasta. Amen. Ce ați recomanda unui coleg de-al vostru tânăr care intră în slujire? Ce aș putea recomanda? În primul rând să aprofundeze în Scripturi, să fie serios, să lasă ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-l umple, să fie un om duhovnicesc, un om în plinătatea Duhului Sfânt, și să lasă ca Duhul Sfânt să lucreze maturitate, caracter, dedicare, evlavie.
și să învețe să iubească pe oameni. Foarte mulți slujitori m-au întrebat cum a reușit să ai anii ăștia de pace, de liniște. Păi zic, am făcut două lucruri. Am slujit și am iubit. Și oamenii au văzut. Și mi-au întors ca feedback iubire. Deci am intrat la biserică în care slujesc ca și o familie. Am plâns împreună, ne-am bucurat împreună, am construit împreună. Biblia spune ce seamănă omul, aceea va secera. E adevărat. Evident. Și la slujitor. E adevărat. Numai câteodată trebuie să ai răbdare până germinează și iese. Exact, exact, exact. Da. Uneori sămânța depinde de plante, crește mai repede, altele mai târziu, altele trebuie foarte mult îngrijite. Am o chestie recentă care e musai să o spun. M-am dus în vizită la cineva și povestind un pic, zice, eu sunt vecin cu părinții lucutare. Mi-am adus aminte de oameni în vârstă, zic, hai să le fac repede așa. Ne-a anunțat o vizită, doar unde ar fi bătrâni dimineață. Ne-am dus acolo, fără telefon, fără nimic. Ne-au deschis ușa și printre altele ne spune sora, vorbim de 68 de ani de căsătorie. 60, e greu și să-i numeri, da? Și îmi spune sora, zice, frate, trebuie să vă spun, soțul meu se trezește dimineața, pregătește micul dejun, totul e pregătit și atunci eu mă ridic din pat sau vin de unde sunt, la toate gata, știi? Stau, mă uit eu așa, văd că sora vorbește serios. E? Zic, sora, de cât timp face lucrul ăsta? Stă sora, se uită la mine, zice, cam de vreo 2 ani. Fac eu socoata. Au 68 de ani de căsătorie, deci la 66. Și atunci am zis, gata, vă bag undeva la o conferință, uite, am prins acum ocazia, o veste bună pentru nevestele noastre. Nu de la 66, de la 65 de ani, începem și noi, corect, Petrică? Deci, dacă ele 65 de ani ne pregătesc toate, atunci încep să culeagă și ele de la 60. Totul este să aveți răbdare până la 65. Deci, scuzați-mă, ca și o completare la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să spun că este necesar, imperios pentru un tânăr slujitor a zilelor noastre, vremurilor noastre, să rămână în Scripturi, în Cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat, presiunile sunt foarte mari, sunt multe teologii de toate nuanțele, de toate feluri, dar important este să rămână în Cuvântul lui Dumnezeu și să nu treacă peste ce este scris. Cred că asta ar fi... Chiar dacă preferințele oamenilor pot fi altele. Da, și asistăm și personal asist și uneori sunt îngrozit de faptul că foarte mulți slujitori, astăzi predicatori, cunoscut sau mai puțin cunoscut, au o predicare în contextul unei economii de piață, să dai omului ce vrea să audă. Și oamenii ăștia devin populari, devin, mă rog, cu multe like-uri, căutați, sunați, etc. Dar cred că important este să predicăm adevărul cuvântului Dumnezeu, indiferent care este prețul care trebuie să-l plătim. Evanghelia rămâne singura care mântuiește, singura care sfințește. Exact. Ce ai spune unui coleg tânăr? Aș completa la ceea ce a spus tata, făcând această afirmație, aș recomanda să învețe din greșelile pe care le-au făcut alții înainte și să nu le repete, și să se folosească de lucrurile bune pe care să le pună în practica vieții lor. Deci tu vrei să spui că oriunde te duci, în orice zonă și în orice biserică, voi găsi lucruri bune și s-ar putea să găsești și greșeli sau înaintașul meu a făcut anumite greșeli, din greșelile lui să învăț, să apreciez și este bine. Exact. Oarecum mi-ați răspuns la întrebare faptic. Merită să ne pregătim pentru slujirea lui Dumnezeu? Vă referiți la slujirea pastorală? La slujirea pastorală. Și poate în orice domeniu, dar acum vorbim de slujirea pastorală. Eclesială pastorală. Da. Da, evident, evident. Și cred că trebuie întețită relația personală cu Dumnezeu, mai ales în aceste vremuri de sfârșit de vremi. Cred că e necesar să aprofundăm relația cu Dumnezeu. Spune-mi, Beni, ce știi despre grupul de rugăciune al păstorilor din zona voastră? Cunosc foarte multe și pentru că sunt parte a grupului parte de, de rugăciune. Deci fără limită de vârstă. Sunt cel mai tânăr dintre slujitorii de acolo.
E o lucrare frumoasă, o lucrare venită de la Dumnezeu, o lucrare în care găsim sprijin noi, în primul rând slujitorii, pentru că suntem în părtășie, în primul rând, cu Dumnezeu și apoi unii cu alții. Ne putem, eu știu, mărturisi frământările în contextul ăsta, găsim sfat, găsim sprijin, ne rugăm pentru noi, pentru familiile noastre, pentru bisericile pe care le slujim și diverse cauze care sunt aduse în fiecare luni, din fiecare săptămână, când pentru 2 ore, 3 ore, chiar și 4 ore avem o părtășie înălțătoare la întâlnirile respective. Cum văd bisericile lucrul ăsta? Că vă întâlniți slujitorii, discutați, plângeți, vă bucurați? Cei spirituali văd foarte bine și înțeleg cât de important este rugăciunea, cât de important este ca slujitorii, în primul rând, să aibă părtășie și să fie împreună, să fie una. Să aibă grijă de sufletul lor. Exact, de sufletul lor și să demonstreze sau să arate chiar public faptul că între mine și un frate slujitor dintr-o biserică de oraș sau din altă biserică din zonă există o relație, există o legătură apropiată. Suntem frați, suntem colegi. Suntem colegi, exact. Da. Și există și partea asta mai puțin plăcută. Cu siguranță sunt și oameni care contestă ceea ce facem și cine știe ce gândesc în mintea lor cu privire la lucrarea pe care noi cu sinceritate o facem înaintea lui Dumnezeu. Da, dacă îmi permiteți să aduc ceva ca și completare, grupul de rugăciune de luni seara este puțin cenzurativ, și anume că în grup fac parte doar oameni care sunt implicați în slujire, în slujirea vonale, păstor, diacon, bătrân de biserică. Probabil că și alții ar fi dorit să vină, dar am considerat că este bine să ținem grupul ăsta. Voi n-ați vrut o altă biserică? Nici vorbă. La început oamenii așa poate puțin au rămas perpleși cum păstorii se adună, ce pun la cale, ce fac, ce urmăresc, ce... Ei n-am urmărit nimic decât... Deci când Dumnezeu m-a cercetat viața mea și am inițiat grupul ăsta de rugăciune, am fost într-o noapte. Pur și simplu n-am avut somn, ca și împăratul de altă dată când nu avea... Și-a cerut cartea, duceți în cartea să citești. Și Dumnezeu m-a întrebat așa în cuge, ce faceți voi? Familiile voastre, bisericile, zona, e pe topogan, voi ce faceți? Păi, Doamne, ce facem? Predicăm, ne facem slujba? Nu, ce faceți? N-ar trebui să faceți ceva mai mult? Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să sun. Și am sunat păstori, slujitori, deacon, așa cum am spus, și foarte mulți dintre noi au zis, frate, de 20 de ani aștept telefonul ăsta, alții de 30 de ani, alții de când aștept telefonul ăsta? O invitație la rugăciune de părtășie și în fiecare seară de luni Dumnezeu ne pregătește un har special și plecăm zidiți. N-am oprit nici pe vreme de pandemie, evident cu măsurile de protecție, dar n-am oprit jertfa de luni seara. Și am continuat să ne rugăm. Pentru dorința noastră a fost trezirea bisericilor, înviorarea bisericilor și a zonei din care venim. Și de 8 ani de zile ne smărim în fiecare seară înaintea lui Dumnezeu și cerem lucrul ăsta. Pentru Biserica Baptistă la nivel național, pentru protecție și așa mai departe. Și pentru noi înșine, ca pentru noi înșine. Și atunci frații auzim, ne sună și în fiecare seară de lună avem o listă unde punem cauze, unde frații, băi, copilul meu are cancer, fata mea e bolnavă. Și unde să sună? Unde să sună? Medicii nu ne-au mai dat nicio șansă, nici la Cluj, nici la Seged. Vă rog, purtați-ne rugăciune. Asta facem luni seara. Nu, eu am observat și eu cred că toți am trecut pe aici, sunt momente în care eu știu din viața mea momente în care mă gândeam, să zic, ca licean. Doamne, știu că nu merit să asculți rugăciunile mele. Ascultă-le a părinților care se roagă pentru mine. Și probabil toți trecem prin momente așa și alții când spun, Doamne, nici nu știu dacă se îndrăznesc sau nu
poate îi asculți pe ceilalți. Deci trebuie să ai un loc undeva unde să poți apela și să faci cu încredere și e bine. Și dacă n-am avea grijă de noi, cum am putea avea grijă de alții? Și frate Viorel, scuzați-mă, am vrut să arătăm faptul că noi, cei din zona noastră, de pe Valea Bistrei, Valea Timișului, Valea Sebeșului și înspre Lugoș, păstori, au unitate, deci avem duhul ăsta de pace, de unitate, de armonie, de bună înțelegere, dând un exemplu și pentru unele biserici care mai au unele frământări. Și pentru unele familii din biserică și pentru unii membri din biserică, poate și pentru unii slujitori. Deci să nu se pare corect ca pe, nu știu, câți metri pătrați să fie slujitor sau într-un oraș sau într-o zonă așa și oamenii să nu aibă o părtășie așa mai specială, mai intimă între ei, să-ți plângi necazul, durerea. Da, mă duc cu ea înaintea Domnului. Deși putem avea unele diferențe, că suntem diferenți. Diferenți ca daruri, diferenți în slujire. Poate chiar unele diferențe teologice, dar dacă nici rugăciunea nu ne unește, atunci ce mai unește? Să ne mai unească, da, rugăciunea și misiunea. Da. Apropo de chestia asta, ca să confirm cât de important este și să dovedim altora în sinceritate că avem loc împreună la crucea lui Hristos, eram într-o zonă, m-au invitat la o nuntă și au zis frații să-i cunun eu. Mi-am zis, bă, eu am predicat Evanghelia, de ce să-i cunun? Nu, frate, fă-o dumneata. Zic, dar să știți că o fac cum vreau eu atunci. Păi o faceți cum vreau. Și fără să știu foarte mult, am întrebat, știam ceva, dar nu știam tot, câți păstori sunt în sală? Și am fost 7 păstori. Tata Miresei păstor, de tata Miresei păstor știam. Tata Mirelui păstor nu știam. Alți colegi ai noștri care au stat în sală pentru că a venit Iuga să predice. Vezi, Doamne, că așa a vrut Mirele, Mireasa sau cine a vrut. Și am spus, frații m-au rugat pe mine să fac cununia. Vă rog toți păstorii să veniți aici. Am așezat Mirii un pic mai în față. Și am spus, în loc să mă rog eu o rugăciune, ne rugăm fiecare, fraților, atât de frumos s-a rugat fiecare și înțelept, dar știți care cred că a fost cel mai fain lucru dincolo de rugăciune sau așa? Imaginea în fața bisericii când oamenii au spus, păi ăștia au loc împreună. Adică ei chiar pot să slujească împreună, pot să facă ceva împreună. Și am spus, uite, un gest atât de mic, cât poate să ducă în minte. Și atunci poate zic și alții, bă, dacă ăștia au loc împreună, deși sunt diferiți, este evident. Noi nu putem avea, poate că una din cântările frumoase care mi-aduc aminte este La cruce ai loc și tu. Dacă îmi permiteți, foarte scurt, deci în contextul întâlnirilor noastre de luni seara, cine a venit cu ideea să facem un cor bărbătesc, format numai din slujitori? Și am format un astfel de cor. Fratele Vuc Viorel a fost dirijorul, fratele are calități muzicale, el a compus multe cântări și text și muzică, dar foarte multe cântări am promovat un poet din zona noastră, fratele Petru Liuba, și el seminarist pe vremuri, niște poezii superbe, frumoase, și fratele Viorel a pus linia melodică la super textul poeziilor fratele Liuba și Dumnezeu ne-a onorat oricum că am fost în țară în atâtea locuri, ne-au chemat frații în Italia, ne-au chemat frații în America și cu corul ăsta pastoral. Suna și interesant corul pastoral. Am ajuns la Timișoara. Păi frate Petrică, noi am avut invitați aici cu conservatoare, cu școli de muzică. Măi, dar voi ați transmis ceva. Frate Viorel, chiar am mai spus, mulți dintre noi nici nu știu... Ne uităm noi acolo, uităm ca să dea acolo, bine. Știi, da, că era cu caietă. Da, Dumnezeu ne-a binecuvântat chiar în slujirea asta corală. Da, ați auzit probabil istoria aceea că a recitat un profesionist psalmul 23... A recitat un bătrân, diferența a fost vizibilă și cineva a întrebat, totuși care e diferența? Spune, bătrânul cunoaște păstorul. Asta este diferența. Da. Beni... Ați spus-o nu ca o laudă, așa, ca și nu, o completare. Nu, știu, și era o întrebare a mea și bine că eu le mai uit. Acum, Beni, dacă ai intrat între doi bătrâni, deși eu ești la margine, tu o trebuie să taci, că am avut noi multe de povesti exact, și unde exact, să le povestim, exact, decât în fața camerei, că altfel tot alergăm și n-avem timp să le discutăm lângă respectăm un... Respectăm peria. Da, mulțumim, mulțumim care mai avem. Dar le puteam discuta și la un pahar cu lapte, acru, cu ceva, le mai discutăm noi. Dragilor, chiar
slujirea lui Dumnezeu este frumoasă. Slujirea Amin. Bisericii lui Hristos este frumoasă. Amin. Nu că nu sunt greutăți. Acum, dacă am spune că nu au fost sau nu sunt greutăți, și depinde și cum privim. Că unii au greutăți și nici nu le numesc greutăți, alții n-au aproape nimic și le numesc catastrofe. Da? Dar dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos, care l-a slujit pe Tatăl cu inimă curată, în mod desăvârșit, prin câte greutăți a trecut, El ne-a spus că și noi va trebui să purtăm crucea, vorbim de oameni care au avut greutăți, atunci trebuie să vorbim de apostoli, trebuie să vorbim de martiri, de înaintașii noștri, probabil, bunicii de ai noștri, părinți de ai noștri, sau poate că vor fi unii în viitor apropiat, Dumnezeu știe, care chiar vor avea greutăți mari. Noi am avut o perioadă așa mai liniștită, dar Biserica lui Hristos merită slujită pentru că Iisus Hristos o slujește și spunea Ibenic că este un har să colaborăm împreună cu Dumnezeu. Rugămintea mea, dacă nu faceți parte din Biserica lui Hristos, integrați-vă cât mai curând în biserică, faceți parte din biserică, fiți acel mădular sănătos care în ascultare de Hristos dă esență, valoare trupului și face să răspândească miros, mireasma aceea de la viață la viață, da? Dacă sunteți slujitori, bucurați-vă în primul rând de ceea ce vă dă Dumnezeu și gândiți-vă că noi îl slujim pe Dumnezeu. Biserica este doar ogorul în care noi semănăm cu roade mai multe sau mai puține, dar El, Domnul nostru, este Cel care merită slujit și El ne-a răsplătit și ne va răsplăti. Da? Poate că te gândești, mă vrea Dumnezeu să-L slujesc pe El. Categoric da. Unde te vrea Dumnezeu este o altă poveste care trebuie să o rezolvi în relația cu Dumnezeu. Un sfat practic lângă rugăciune, încearcă să faci ceva și vei vedea că Dumnezeu te binecuvintează. Și dacă te binecuvintează într-un domeniu, chiar dacă mai puțin la început, s-ar putea să fie o deschidere de drum pentru domeniul respectiv. Dincolo de toate lucrurile pe care le-am spus și le puteam spune, dar timpul nu ne lasă, eu cred că toți credem în puterea rugăciunii. Amin. Și acum, Beni, dacă tu ai vorbit mai puțin, aș vrea să te rogi tu, să încheie emisiunea cu o rugăciune. Gândește-te la colegi slujitori, la tineri, la familie, la bătrâni, la cine vrei tu să te gândești, la națiunea aceasta, stările prin care trecem. Nu o să ne ridicăm că suntem legați cu microfoane sau altceva, dar îngenunchem în sufletul nostru. Vă mulțumesc frumos că ne-ați ascultat, că ne veți purta în rugăciune. Nu mai spun absolut nimic pentru că vrem să încheiem cu rugăciune. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu, că doar așa puteți fi și putem fi o binecuvântare pentru alții. Haideți să ne rugăm. Doamne, Te binecuvântăm și îți mulțumim pentru bunătatea Ta, Amen. Pentru dragostea Ta, pentru purtarea Ta de grijă. Îți mulțumim pentru că ne-ai chemat la mântuire Amen. Și încă chemi oameni la mântuire. În aceste vremuri grele, Doamne, în aceste vremuri atipice, Te rog să cercetezi poporul Amen. Român, Amen. Să aduci o vreme de trezire spirituală în țara noastră. Pe cei pe care îi ai în planul Tău de mântuire, Doamne, grăbește-le mântuire. Te rugăm, Doamne. Iar pe cei pe care îi ai în biserica Ta pe cale, întărește-i, Doamne, Te rugăm, Doamne. Și ajută-ne să privim dincolo de ceea ce se vede, Amen. Să privim Amen. La răsplătire, nu ne lăsa să dăm înapoi, nu ne lăsa să ne abatem de la calea Ta, ci cu credincioșie, Doamne, să mergem până la capăt. Amin. Te rog să întărești pe cei ce suferă, pe cei ce trec prin încercări. Mă rog în mod special pentru frații slujitori, pentru familiile slujitorilor Tăi. Doamne, dăruiește-ne putere ca Amin. Să Te mărturisim pe Tine. Știm că ai resurse nelimitate. Intervino acolo unde sunt nevoi. Amin. Adu rezolvări la problemele noastre. Dăruiește, Doamne, înțelepciune și viziune celor ce sunt în fața unor alegeri, în așa fel încât să aleagă ceea ce Tu dorești ca să aleagă. Amin. Te rog să îți ocrotești biserica, Doamne. Amin. Să cercetezi generația tânără Amin. Din biserică Amin. Și pe cei ce se califică pentru lucrare, Doamne, cheamă-i pe Amin. Nume, Amin. Pune-i în slujire Te și folosește-te de ei. Amin. Numele Tău să fie slăvit în veci de veci, Domnul nostru. Amin. 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 Amin.